Am lăsat în urmă rimele și o să ne facem de cap prozaică în emisiunea asta. Adică o să vorbim despre jocuri indie, fără acrobații stilistice. Și pentru că e frumos afară, o să readucem ediția de Meteo în intro-ul Indie Club. Sunt 20 de grade, soarele strălucește și noi o să începem cu un joc foarte întunecat, pentru contrast. Când am auzit că se vorbea despre Slane, multă lume îl compara cu un Dark Souls 2D. Nu credeam că poate să existe așa ceva, dar odată ce l-am jucat, sunt complet de acord cu această comparație. Jocul e un platformer beat-em-up, care lui Teo, pentru că e bătrân, îi aduce aminte de Altered Beast și Golden Axe. Mie doar mi se pare că e foarte greu și te pedepsește pentru orice greșeală, oricât de mică. Personajul principal este un erou mort care revine la viață pentru a opri o invazie de monștri, el fiind cel care a stopat-o și prima oară. Uitându-mă la de câte ori am murit în prima oră de joc, mi se pare că mai bine îl lăsau pe săracul erou să se odihnească în pace. Oricum, Slane e genul de joc potrivit pentru cei care simt că au skill-ul și calmul necesar să nu-și distrugă tastatura sau controllerul pentru că au murit a 24-a oară în același loc, iar ultimul checkpoint a fost acum 15 minute. Există foarte multe chestii dubioase care au fost finanțate pe Kickstarter, de la filmulețe feministe împotriva jocurilor și până la branhii artificiale, care cu tehnologia noastră sunt imposibil de construit, cel puțin în următorii 10 ani. De partea cealaltă, avem o poveste de succes cu Overfall. E un RPG roguelike cu o grămadă de personaje și locații generate procedural, finanțat în totalitate prin Kickstarter. Povestea mi-aduce aminte de o scenă din Interstellar, mai precis faza aia de pe planeta cu valul, știți voi care. Doi aventurieri se reîntorc acasă după o luptă normală în altă dimensiune, moment în care află că de fapt nu au trecut câteva ore, ci câteva sute de ani în lumea lor. Astfel pornesc în explorare încercând să pună cap la cap ce s-a întâmplat de fapt. Pe fiecare insulă pe care ajung pot să fie agresivi, pot să fie prietenoși sau pot să încerce să rezolve problemele locuitorilor. Fiind generat procedural, se poate juca efectiv nelimitat, fiecare poveste fiind diferită de cea anterioară. La chestii nașpa putem pune faptul că jocul are permadeath, adică atunci când ți-a murit un personaj, dus a fost. Când mor toți, s-a terminat jocul și trebuie să reîncepi o nouă aventură. Cu un timp de joc nelimitat și la doar 10 euro, Overfall nu trebuie ratat de fanii jocurilor gen Don't Starve. Punch Club te pune în rolul unui Rocky în 32 de bits, căutând faima în meciurile de box din cartier. Trebuie să se antreneze, să meargă la muncă, să mănânce și, bineînțeles, să doarmă. Tu stabilești când face chestiile astea, încercând să maximizezi abilitățile luptătorului tău și să te asiguri că în ziua meciului va fi gata de luptă. Un boxing tycoon cu resource management la bază, Punch Club e un joc greu. Întotdeauna vei avea de jonglat cu responsabilități, fiind nevoit să renunți la masă sau la somn pentru a băga mai mult timp la sală, pentru că ai doar 2 zile să te pregătești de lupta cu unul de 2 ori cât tine. Pe măsură ce evoluezi, vei debloca skill-uri și mișcări mai puternice, câștigând totodată și mai mulți bani pentru fiecare luptă. Dacă la început mâncarea ta constă în pizza congelată și Snickers, odată cu banii o să începi să crapi în tine numai fripturi și energizante, care, pe lângă faptul că sunt mai sănătoase, îți și măresc mai mult staturile. Fiind destul de dificil, Punch Club nu e pentru oricine. Dar dacă îți urâi de ideea de a-ți crește propriul boxer, atunci cred că îți va plăcea. Conceptul din Binaries nu e nou. Acțiunea se întâmplă pe 2 ecrane simultan, scopul fiind să duci bilele colorate la locul lor. Problema nu e unde le duci, ci cum. Trebuie să ai skill-ul necesar să ghidezi bilele prin labirint, să le ții departe de țepușe și să nu le pierzi prin gropi. Pe măsură ce înaintezi prin nivele, începi să te prinzi și îți e din ce în ce mai simplu să gândești binar. Și fix atunci jocul devine și mai complex, cu ecranul împărțit în 4, 5 sau chiar 6 bucăți, fiecare parte fiind fatală mingiuțelor tale. E un puzzle platformer drăguț, bine realizat, cu o idee interesantă pe care îl recomand iubitorilor de jocuri care te fac să te simți mai inteligent decât ceilalți. Grație studiourilor indie, aventurile point and click au revenit în ultimul timp, după o absență de vreo 20 de ani. În Minims ai rolul lui Mii, care se trezește într-o dimineață și descoperă că nevastă sa, Mo, a dispărut. Cu ajutorul unui tufiș numit Joe, vei încerca să descoperi unde ți s-a dus femeia și să o aduci înapoi.
o să ai parte de mult point and click, niște puzzle-uri destul de interesante și o chestie destul de inovativă pentru genul ăsta, poți roti camera 360 de grade. Nu e un joc greu, nici lung, dar e interesant. Rezolvările sunt relativ logice și nu trebuie să-ți rup creierii încercând combinații dubioase. Cu o grafică asemănătoare cu Myst și muzică relaxantă, The Minims e genul ăla de joc pe care îl încerci când vrei să zâmbești un pic și să te deconectezi de la stresul cotidian. Puzzle-ul The Sequence se bazează pe aranjarea unor module într-o anumită secvență, cu scopul de a duce un cerculeț într-un cerc mai mare. Dacă la început o să ți se pară simplu, nu o să dureze prea mult până să-ți dai seama că te înșeli amarnic. E greu, e interesant și te ține lipit de ecran. Cel puțin până ajungi la un puzzle super complicat și îți dau neuronii rage quit. Atunci iei o pauză și îți spui că o să continui în altă zi. Și ziua aia nu o să vină niciodată, pentru că ții minte cât de complicat era puzzle-ul și dacă te întorci la el după prea mult timp, nu o să mai știi ce fac chestiile și o să fii și mai frustrat. De asta și-au dat seama și cei care au făcut jocul și de-aia au pus toate soluțiile pe site-ul lor, ca să nu dai rage quit când nu mai faci față dificultății. Fiind un joc de mobil la bază, nu e extrem de complex din punct de vedere grafic, dar la 2 euro n-am cum să nu-l recomand. Cel de-al doilea joc în Early Access din această emisiune este Cave Blazers, un platformer roguelike în 16 bits care vă va aduce aminte de Spelunky și Rogue Legacy. Pe scurt, ești un aventurier care caută bani și faimă într-o peșteră. Cu cât ajungi mai departe, cu atât ești mai bogat și ai echipament mai șmecher. Dacă mori, te întorci la intrare și începi din nou. Însă, nu-ți pierzi echipamentul și banii. Peșterile sunt realizate procedural, deci nu o să se repete. Deși, la ce grafic are jocul, chiar dacă s-ar repeta, nu ți-ai dat seama. O chestie relativ nouă pe care o face Cave Blazers este pseudo-multiplayer. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în peșteri te vei întâlni cu personaje care sunt aventurieri ca și tine, dar sunt controlați de ei, care se luptă și ei cu monștrii. Dar în același timp îți iau și comorile și lootul. E alegerea ta dacă îi ataci sau te folosești de ei să-ți facă viața mai ușoară pentru a ajunge cât mai departe. Dacă ai jucat Spelunky și ți-ai zis, bă, jocul ăsta arată prea bine pentru mine, dacă ar fi în 16 bits ar fi perfect, atunci Cave Blazers e pentru tine. Cunoscuți mai mult pentru Machinarium și Botanicula, băieții de la Amanita Design se întorc cu un alt point and click adventure, și anume Samorost 3. Samorost 1 și 2 sunt joculețe de browser în flash, deci le puteți juca fără probleme înainte de a vă apuca de al treilea. Din punct de vedere grafic și audio, știți la ce să vă așteptați dacă ați auzit de Amanita Design. Peisaje fantastice cu personaje dubioase, muzică relaxantă și un personaj principal care seamănă cu un spermatozoid cu picioare. Acesta primește o trompetă și aventura poate să înceapă. Povestea e complexă și puzzle-urile sunt inteligente, obligându-te să-ți pui mintea la contribuție. Nu vreau să bag mai multe spoilere, deci dacă vă atrag point and click-urile, Samorost 3 este must buy. Jesus Christ RPG Trilogy. Exact. Dacă ți-ai dorit să retrăiești viața lui Isus, acum o poți face. JKRPGT îți dă ocazia să joci cu Isus copil, adult și reînviat. Păcat că nu poți să joci cu el mort. Că tot vine Paștele, sau a fost, depinde de ce religie ai, ce mod mai bun de a-l petrece decât jucând Jesus Christ RPG Trilogy? Joc garantat 100% de Arsenie Boca și prea fericitul Dani Mocanu. Oameni buni, avem și o primă lansare de joc românesc. Dacă vă aduceți aminte de primul joc prezentat la Indie Promo, Rambo, iată că acum aveți ocazia să-l cumpărați și să vă arătați suportul pentru industria de jocuri din România. La doar 5 euro, cu peste 40 de nivele în care controlați o oaie, Rambo merită banii voștri. Ca apoi să putem spune că i-am făcut oameni și că am făcut și noi ceva bun în viața noastră. Have fun playing your little game! Și iată că am ajuns și la câștigătorii concursului de data trecută, la cei mai șmecheri poeți din România. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, l-ați face până și pe Macanache mândru, dar din păcate pot alege doar 3 oameni. Aceștia sunt D-Double, care cumva știa că s-a obsedată de piesa aia lui Gnom cu De unde atâta tristețe, Angelo Fex, care ne-a rupt cu 3 comentarii pline de rime mișto, și preferatul meu personal, Just Alex.
Just Alex, am râs cu spume la Ana 47 și acel drop mic scris frumușel de tot cu bold, să se simtă mesajul. Felicitări, băieți! Pentru emisiunea următoare, o să dăm un premiu surpriză unui om care comentează mai jos și ne spune: ce jocuri indie șmechere de anul ăsta am ratat pentru Indie Club? Poate ne mai deschide și nouă orizonturile. Pentru că o facem mai rar, am decis să o facem mai lungă. Poate data viitoare o să fie mai scurtă, dar mai deasă. Despre ce s-a morosit cum eu vorbeam? Am ajuns la sfârșit. Păi, ce pot să spun? Ne vedem pe stream și pentru cei care n-au văzut stream-ul la Blues and Bullets, mi-e rușine cu voi. Vi l-aș arăta, dar a avut 6 ore și mi l-au scos de pe YouTube. În fine, vă pup și ne auzim data viitoare.